românești sunteți unul dintre marii fermieri din și comuna Cicula. Acum v-am văzut cum ați venit de la câmp. Spuneți-mi ce părere aveți despre faptul că Apia cere oamenilor să se ducă la Arad în loc de Ineu. De ce trebuie pentru un simplu act referitor la problemele cu seceta de anul ăsta să meargă până la Arad și nu la Ineu, pentru că sunt 6-7 km până la Ineu? Nu știu, pentru mine e primul an în care am fost chemat la Arad, în fiecare an am fost la Ineu. Nu știu care-i treaba. Pentru că același lucru se face la Arad și am făcut și la Ineu. Probabil inginerul de la Ineu a cunoscut zona când i-ai spus pe denumire, o știut. Care e problema? Era bun să rămânem aici. Că... Vă încurcă acest lucru că trebuie să mergeți până la Arad? Păi, sigur că încurcă pe toată lumea când faci un drum mai lung. E mai costisitor să te duci până în Arad. Și timpul, nu? Și timpul. Niciodată nu se rezolvă cu un singur drum. Nici la Ineu nu se rezolvă cu un drum, nici la Arad nu se rezolvă cu un drum. Întotdeauna ceva mai trebuie, mai nu chiar în regulă. Nu-i tot una că mai 5 km sau că mai 50. Da. Nu știu de ce. Aveți o fermă destul de mare. Cam câte capete de animale aveți? Nu chiar foarte, 100. 50 de vaci, 51 cu lapte și restul junin și vițele. Și laptele aveți unde să-l... Da, la procesator. La procesator. Vine cisterna după el? Vine cisterna odată la 3 zile. Îl răcim la 3 grade și vine cisterna după el odată la 3 zile. Vacile de rasă Holstein, două bucăți bălțate și le-am cumpărat în 1900, am cumpărat nucleul din care s-au remulțit, am cumpărat din 1997-98 de la niște ferme din Timiș care au dus, făcut importuri din Olanda și din Danemarca, și-au dat faliment, și-au vândut animalele și de la Vladilac am mai cumpărat câteva bucăți. Sunteți mulțumit de rasă? Sigur că. Și să facă lapte. Dacă vrei lapte, mai de ales. Asta. Cam câte ore din zi sunteți în fermă? Mă nu stă măr pe câmp. Mai mult decât în graj, e lucru pe câmp. Avem o problemă. La noi pământul s-a împărțit pe vechile amplasamente și am undeva vreo 65-7 de hectare în jur de 60 de parcele, începând de la 200 de metri de fermă și până la 7-8 km. Cât vezi cu ochii? Deci de la ce, din, luându-le din colțurile extreme, e aproape 15 km de la una care e mai departe. La vest până la ceea ce e mai către răsărit. E mult mai mult de 10 km. Stai cu mine. În ce an ați făcut fermă? Dacă ați început? Am avut prima dată acasă, în sat, în 97-98 m-am cumpărat vaci de rasă, am avut și înainte, dar mai puțin, 3-4 vaci, 6 vaci am avut și apoi am vândut din ele și m-am cumpărat de rasă și în 2000 m-am mutat aici la Gufuri. Locația a fost o fermă zootehnică aceea pe Cicula. În 99 cred că am cumpărat fosta magazie la licitație de la bancă, că o dat faliment asociația. Un an am fost cu IP în judecate, cu contestații, și în 2000 m-am mutat aici, în grajdul vechi, de fapt o magazie, și în 2009 am început, am făcut grajdul nou, că am un fecior și s-a dus la medicină veterinară cu ideea că gata și vine acasă și dacă am văzut că chiar nu l-am putut să-l orientez spre altceva, atunci am zis că fac graj nou să aibă la ce vine.